Salutare, prieteni, Sorin de la Socializează cu noi aici. Este o zi de vineri și este o zi care se anunță superbă, sau sper eu să fie superbă. Prognoza meteo de ieri dădea un 25% maxim șanse de ploaie și astăzi vreau să vă iau cu mine pe vârful Postăvaru. Sunt într-un loc inedit de pornire al traseului și anume sunt în fața reprezentanței Toyota Brașov. Tocmai mi-am lăsat mașina în service. Eu vin aici să fac revizia pentru că față de București este un preț mai bun și, bineînțeles, o pot combina cu o ieșire pe munte. Am plecat astăzi dimineață din București pe la ora 6:40, așa, 6:45. Am mers destul de bine spre munte. Am văzut și un frumos curcubeu pe la jumătatea drumului, unde a și plouat. Deja îmi făceam probleme că o să mă duc sus și va fi urât. Dar uite, sunt aici, este ora 10, este 22 mai și 10 și un sfert și mă pregătesc să intru în traseu. Dar înainte să intru în traseu, aș vrea să vă arăt hărțile, să ne uităm puțin pe hartă, să vedem pe ce traseu o să merg. Este prima oară când merg pe acest traseu, voi urca vârful Postăvarul printr-o parte a muntelui mai nesolicitată sau mai nefolosită de turiști, majoritatea urcă din Poiana Brașov. Eu voi urca din direcția aceasta, din cartierul Dârste Nou, spre, oarecum să zicem, Dâmbu Mori, Timișul de sus. Eu sunt aici, în cartierul Dârste Nou și aici este Toyota. Îmi propun să mă întorc puțin înapoi spre București, până când găsesc intrarea în traseu și anume această bandă albastră. Voi merge pe bandă albastră. Merg pe bandă albastră până când întâlnesc vârful Crucurul Mic. Apropo, eu plec de la 700 de metri altitudine. Uite, la Crucurul Mic deja sunt la 1352. Merg în continuare, întâlnesc triunghi galben, cruce albastră. Merg. Pac, dau de vârf cu Crucurul Mare, Faninei, nu? Și apoi continui până când ajung în Poiana Ruia. Din Poiana Ruia ajung la cabana Postăvaru și apoi de la cabana Postăvaru pe Cruce Roșie ajung la vârful Postăvaru la 1799 metri altitudine și apoi îmi propun să cobor pe aici. Vreau să o iau pe la Poiana Stânii, pe drumul Șerpilor până când ajung aici. Da. Lângă Valea Morii și văd că aici este și o benzinărie. Și apoi o să iau frumos pe jos, eventual poate fac și un autostop până când ajung din nou de unde am pornit, și anume la mașinuță, la Toyota. Este foarte util când te uiți pe o asemenea hartă să ai o asemenea busolă care are și scările care îți măsoară distanța. Uite, această scară ne spune că măsoară o distanță pe o scară, pe o hartă cu un raport de 1 la 50.000. Eu sunt pe o hartă cu un raport de 1 la 25.000 și dacă o punem aici pe traseu, da, aproximativ, și o punem și numărăm kilometri, da, o să vedeți că astăzi traseul ăsta are cam 20 de kilometri și pentru că pornesc de la 700 de metri și ajung la 1799, am cam o diferență de nivel de 1100. 1100 în sus, 1100 în jos. E un traseu destul de solicitant și trebuie să-l parcurg destul de repede pentru că, uite, este 10:24 acum, trebuie să mă întorc aici înainte să termine băieții programul de la Toyota pe la ora 5 ca să-mi recuperez mașina. Hai să-i dăm bătaie și să vedem ce frumuseți ne oferă acest traseu. Sper să fie frumos sus și să vă filmez niște cadre cu drona care să vă arate cât de frumoși sunt munții noștri. Stai, trebuie să luăm un sandwich. E drum lung astăzi, să avem de rezervă. N-aveau sandwich. Am luat un salam cu biscuiți. Și mai bine. Și puiesc puțin pe aici, pe la marginea Brașovului, încercând să găsesc începutul de traseu. Așa este când mergi pe trasee în care n-ai mai mers. Nu, undeva pe strada Cireșului. Noroc cu ceasul, care îmi indică că traseul ar trebui să fie imediat la dreapta. Vedem, căutăm o bandă albastră.
Gata, prieteni, am găsit. Uite aici, banda albastră. Un dulău. Vă salut. Acum te-am luat să trec. Hai, unde? Câinii nu-ți fac nimic, dacă nu le faci tu nimic, nici nu-ți fac nimic. Bine, cu câteva ieși. Mergem mai departe. Sunt ceva câini la casele care sunt aici lângă pădure. Motivul este evident, ursul, câinii, sperie ursul. Dar noi intrăm în pădure, bandă albastră este... Hai să dăm. Este ora 11, am găsit traseul, îi dăm înainte. Nu prea am timp de... Adică, ca să parcurg distanța aia, dacă zice că fac cam 3 km pe oră, cum mă gândesc eu, în cam mi-a 7 ore. 11 plus 7, 18. N-ajung să-mi iau mașina la timp. Fii atent. Poate mă înșel, sper să mă înșel. Primul checkpoint al traseului și bineînțeles că am făcut o mică prostioară și anume am mers prea mult pe acest drum forestier. Sunt la o cotitură de drum și uite acolo se poate vedea vârful Piatra Mică, vârful Piatra Mică din munții Piatra Mare, nu Piatra Mică din Piatra Craiului. Și hai să ne uităm pe hartă să vedem cum s-a întâmplat chestia. Eu am intrat în traseu aici, apoi am găsit drumul forestier, am mers pe el și uite aici trebuia să fac la dreapta, n-am văzut asta, am ratat-o. Am continuat pe drumul forestier și undeva pe aici mi-am dat seama, băi, stai că e ceva nervă. M-am uitat pe hartă și pe mine mi-am dat seama că dacă vin aici, unde sunt acum, pe larga mică, pe larga mare, pot să găsesc traseu bandă roșie și care să mă ducă din nou în traseul meu inițial. Intrarea în traseu este acolo, nu știu dacă reușești să vezi. Să-i dăm bătaie. Am intrat cu adevărat în pădure. Sunt pe un drum destul de accidentat. Uite, noroi, fără bocanci specializați. Pe aici nu prea poți să răzbați. Mă gândesc că după întâlnirea cu ursul de săptămâna trecută din Făgăraș, bineînțeles cea pe care am pus-o în video și pe care o poți vedea pe canal, nu mi-ar mai trebui una acum. Am văzut mai devreme o căprioară, semn că poate nu s-a mai mers pe aici de ceva vreme. Urme nu sunt și de asemenea asta este o cale de acces destul de nefolosită pentru vârful Postăvaru. Hai să vedem. Spre eu cu mine. Curaj este. Să vedem. Urmează vârful Crucurul Mic. Crucurul, băi, nu mă pot obișnui cu denumirea asta. Crucurul. Da. Fii atent cum este rădăcina asta. Wow. Tare, foarte tare. Liniștea pădurii. Și mergând tu așa singur prin pădure, te gândești, mamă frate, dacă din timp tufișul ăla iese un urs. Bine, șansele sunt slabe pentru că, practic, ursul dacă te simte, te evită, se dă din calea ta. De-aia e interesant și important să facem zgomot atunci când mergem cu fluier. Ia să facem noi un noise check. Și acest gen de acțiuni, făcute constant, ne mișurează mult șansele de a întâlni viață sălbatică pe traseu. Și am ajuns la primele semene de pe traseu.
înapoi spre Valea Timișului și Piatra Mare, o oră de acolo am venit și în dreapta spre Grădina Zoo, iar în stânga spre Postăvaru, 4 ore. Mamă, trebuie să-l dăm mai repede, pentru că altfel nu ne atingem obiectivul astăzi. De fapt, nu mi-ating obiectivul astăzi. Uite, bandă roșie, noi o luăm în stânga spre pe banda albastră. Hopa! Dar ce avem noi aici? Asta nu e de om și nici asta. Pare ca un iepure mai mare, așa, nu? Și merge până jos, a mers pe traseu. Ursulică al nostru. Salutare, prieteni! Primul pas al acestei drumeții. Merg de o oră și 50 de minute. Distanța pe ceas parcursă se zice 6 km și 400 de metri. Hai să vedem unde suntem pe hartă. Am observat că am urcat o perioadă bună de timp după, cum vă spuneam, deci după intersecție am observat că am urcat o bună perioadă de timp și a fost abrupt. Aici am făcut la dreapta, abia am făcut, este undeva acolo la vreo 50 de metri. Da, și estimez că sunt undeva aici. Da, mai e ceva. Trebuie să găsesc această intersecție și apoi să ajung la vârful cu rucul mic, 1352 metri altitudine. Dar cât ne uităm pe hartă, hai să mâncăm și niște salam cu biscuiți. Văd că este de la NASA. Făcut de NASA SRL. Tare. Nu e rău. Bine, bunica avea o vorbă. Dacă e dulce, e bun, mă băiete. Am ieșit puțin din pădure, prieteni, și uite ce se vede în jur. Și uite-l pe frumosul vârf Postăvaru. Nu știu dacă o să ajung la el. Îmi dau seama că mai am voie să merg vreo 2 ore. De fapt, până la ora 2. La 2:30, să zicem, ca apoi 3 ore să le aloc întoarcere, ca la ora 5:30 să fiu înapoi la reprezentanță. Să-mi iau mașina. Știi, dacă trece ora 5:30, e vinerea, azi băieții pleacă acasă, eu rămân fără mașină, cu rucsacul în spate, fără cazare, fără nimic. Nu e bine. Îi dau bătaie, îi dau bice să merg. Măcar acolo ajung pe crucurul mic sau poate pe chiar pe crucurul mare și apoi mă întorc înapoi. Ia uite ce arcă interesantă sub, pe deasupra traseului. Trecem pe sub ea și ne continuăm drumul. Merg de 2 ore și 40 de minute și mă apropii de niște marcaje. Ia să vedem ce zice pe ele. Spre cabana și vârstul și vârful Postăvaru prin curmare. 2 ore și un sfert, 2 ore și jumătate. Și ok, pe unde am venit, deci practic am trecut de crucurul mic. Dar bineînțeles, nu s-a trecut prin el, adică nu s-a suit. Traseul nu trece prin vârf, ci pe lângă el. De aceea nici nu l-am văzut. Că punctul aici, acesta de pe hartă, am trecut de crucurul mic, 1,352 metri și dacă coborâm pe cruce galbenă, prin Kermen, ajungem în Brașov. O să continui totuși pe cruce galbenă. Ia uite un copac rupt de sarcina de zăpadă. Fii atent cum e chestia asta aici. De acolo a venit. Cum era? Nu ne-am fi dorit să fim aici când a căzut. Mergem mai departe. Se înaintează destul de greu, a plouat. Este umed pe jos, noroios. Și de câteva ori mi-am dorit să am colțarii la mine ca să pot urca. Noroc cu bețele care mă ajută să înaintez. Continui ascensiunea spre
ascensiune. Hai că e un cuvânt prea pompos. Continui urcarea spre vârful Crucurul Mare. Cred că pe acesta voi reuși să-l ating înainte de a mă întoarce înapoi. Și te invit să mergi mai jos în comentarii și să-mi scrii care ți s-a părut cea mai interesantă pădure pe care ai văzut-o pe traseele montane. Adică în ce munți ai găsit-o și ce anume ți-a plăcut la ea. Piatră interesantă care străjește traseul. Am trecut pe lângă un mic vârfuleț pe care îl suspectez a fi Crucurul Mare, dar nu sunt convins, așa că nu zic nimic. Ia uite ce frumos arată. Foarte interesant. Prieteni, o să ajung la o intersecție. Hai să vedem unde suntem. Ne uităm pe plăcuțe și apoi ne uităm și pe hartă. Văd că se intersectează cu o bandă albastră care merge și în jos și urcă și sus. Și eu am venit oarecum tot pe banda albastră din direcția aceea. Interesant, ia să vedem. Ok. Bun, crucea ne duce în cartierul Noua Dârste. De fapt, da. Direcția este pentru ambele cartiere, dar se bifurcă la un moment dat și pentru Noua Dârste trebuie să luăm pe unde am venit, să luăm pe unde am venit eu, și pentru Valea Cetății facem la un moment dat stânga. Cabana în Postăvară prin Poiana, Ruia o oră și jumătate, vârf Postăvară de oră și 15. Drumul prin Poiana Ștechil și Șaua Tâmpei. Drumul albastru. 2 ore și 30 de minute. Până la Brașov. Dacă eu pot sta în 2 ore și jumătate, sunt la Brașov. Interesant. Să mă uit pe hartă, să vedem ce înseamnă asta. Și unde ajung în Brașov, de fapt. Hai să vedem ce zice harta. Vezi, ce zice și ceasul. Ceasul zice că este ora 21:15 și că merg de 3 ore și jumătate și am acoperit 11 km și 300 de metri. Bineînțeles, nimeni pe drum, asta era clar. Punem. Unde suntem noi, Timișul? Da, uite, am ajuns, am trecut de Crucurul Mare, într-adevăr, și da, suntem la intersecția, dar aici pe hartă este cu banda albastră. N-am ajuns încă la Crucurul Mare, deci vă aduceți aminte, ultimul popas a fost aici, am mers și am ajuns aici. Am zis mai devreme că am ajuns la Crucurul Mare pentru că în zona aceasta sunt niște stânci înalte sus și am zis că ar fi vârful, dar nu este. Deci dacă o iau pe ăsta în jos, în 2 ore și jumătate, poate mai devreme, sunt la Brașov. Pe lângă Tâmpa și ajung acolo, la faleză acolo. Și după aia am de mers de aici, dar aici pot să chem un taxi eventual să mă ducă aici de unde am plecat. Dar stai, e 21:15. Asta înseamnă că mai am 15 minute voie să urc și apoi trebuie să cobor. Așa că cred că nu are sens, așa că o să iau în direcția aceea, pe drumul albastru, și o să cobor. Da, n-am ajuns pe Postăvaru astăzi, dar asta nu este niciodată o problemă. O zi pe munte este, din punctul meu de vedere, o zi câștigată. Este un loc în care eu limpezesc
mintea și pur și simplu e bine să vin aici. Hai să vedem ce urmează în continuare. Îmi pare rău că n-am reușit să ajung sus undeva unde este deschidere și să pot ridica drona să-ți ofer niște cadre frumoase, dar na, există tot timpul data viitoare. Am subestimat puțin traseul de astăzi. Nu se parcurge așa de ușor 20 de kilometri sub nicio formă plecând la ora la care am plecat eu, dar na, cei de la reprezentanță au deschis abia la 9, până la 9:40 am pledat mașina și până am făcut cadrele cu drona și până m-am uitat pe hărți și bla bla bla, am plecat destul de târziu de la Toyota. E, știu pentru data viitoare cum se procedeze pentru acest traseu și ce zic, orice șut în fund, un pas înainte, frate. Ce ar fi de învățat din experiența de astăzi este că atunci când mergi pe un traseu, când mergi într-o zi pe munte și îți planuiești să te întorci în aceea zi, să setezi un punct de stop loss. Ce înseamnă stop loss? Înseamnă că dacă nu ți-ai atins obiectivul final al pe care ți l-ai propus în ziua respectivă, să atingi vârful respectiv la o anumită oră, să te întorci. Când a bătut ceasul, ora respectivă, dar tu nu ai ajuns pe vârf, să te întorci. De ce ai vrea să faci asta? Păi, în cazul meu a fost cu mașina, că trebuie să ajung în Brașov, și în cazul tău poate să fie pentru că vine noaptea și nu vrei să te prindă noaptea pe munte. Pe mulți i-au prins noaptea pe munte nepregătiți, pe unii am văzut și eu, pentru că au încercat să-și atingă obiectivul propus, chiar dacă practic nu mai aveau timp. Și, na, e nasol noaptea pe munte dacă nu ai ce trebuie la tine. Și e nasol chiar dacă ai ce trebuie la tine. Nu vezi marcajele, în fine, un milion de probleme pot apărea. Ajungem la o intersecție interesantă unde avem și o băncuță pe care ne putem odihni. Nu ne odihnim că nu suntem obosiți, dar ia să vedem ce trasee se intersectează aici. Noi avem treabă pe bandă albastră în jos și uite aici zice că la Brașov prin Valea Cetății. Hai să luăm pe Poiana Ștechin și Șaua Tâmpe, ora 45. Este aproape ora 3, băieții de la Toyota mi-au zis să fiu la ora 5, acolo. Păi, în cazul ăsta, prin Valea Cetății, frate. Și am ajuns, prieteni, în zona care se numește Iepure, în față. Avem vârful Tâmpa, acolo sus, este un loc de picnic acest Iepure și sunt și oameni care sunt astăzi la picnic. În partea dreaptă se aude și, dar nu se vede, râul Răcădău. Frumos, ciripesc păsărelele, se aud și niște câini. Treaba bună. Gata, prieteni, am ajuns. Este ora 4:50 de minute. Am ridicat deja mașina, am coborât prin Răcădău, apoi am luat un taxi și uite aici din nou în fața sediului Toyota și am ajuns la timp, așa cum era stabilit. Uite-o și pe mândrețea de mașină care mă servește în fiecare zi cu credință. Este un Toyota hibrid și vreau să zic că sunt de fapt absolut îndrăgostit de ea. Are sunroof, este cu transmisie automată, n-aș schimba-o decât pe ceva mult, mult mai scump. Și ca să nu mai vorbim de faptul că are și un costum de 6%, deci valoare. Nu uita să te abonezi la canal și de asemenea dacă ai ceva să mă întrebi sau dacă vrei să spui ceva legat de vârful Postăvaru, lasă-mi un coment mai jos și îți voi răspunde cu siguranță. Ai grijă de tine, este cel mai important lucru pe care l-ai de făcut. Te salut și ne vedem la următoarea aventură montană.